Bărbatul de 67 de ani se deplasa cu auto-utilitara pe un drum din comuna Brăiești. Polițiștii l-au tras pe dreapta și i-au cerut actele la control. Astfel, au constatat că documentele ce atestă inspecția tehnică periodică și asigurarea obligatorie sunt susceptibile de a fi false și le-au ridicat în vederea continuării cercetărilor. Totodată, oamenii legii au constatat că bărbatul se ocupa cu efectuarea de acte ilicite de comerț ambulant cu material lemnos și i-au aplicat o amendă usturătoare. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 9.000 de lei pentru nerespectarea mai multor norme de conviețuire socială, totodată pe numele său fiind întocmit și un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de uz de fals. Polițiștii i-au ridicat și plăcuțele de înmatriculare ale autoutilitarei.